Gustul pentru competiție al unui tânăr inginer din industria auto l-a transformat într-un performer în creșterea găinilor de rasă. Această activitate presupune muncă, timp, dedicație, de multe ori sacrificii, dar și satisfacții pe măsură, pentru că nu este de aici de colo să fii multiplu campion național al crescătorilor de găini de rasă. Animat de exemplul venit din familie, inginerul Ionuț Moț a lăsat deoparte tentațiile tehnologiei moderne și a decis să îmbine utilul cu plăcutul, astfel că a făcut din creșterea găinilor de rasă nu doar o pasiune, ci și un mod de a excela. Luat pe concediu ca și inginer la automobile Dacia, mi-am investit într-un adăpost de găini, deci n-am plecat în vacanță nimic, mi-am vrut să fac chestia asta. Apoi am citit standard la fiecare rasă, eu am pornit, cum a spus, am început cu foarte multe rase, mi-am dorit să... Nu știu dacă este mult să fiu un refer cu o anumită rasă și așa am ajuns să cresc și să mă dedic rasei Plaiul Roc Bărat. Mai mult este rasa pe care și tatăl meu anterior a îndrăjit-o foarte mult. Inclusiv după moartea dânsului am păstrat această rasă și am ajuns până la un nivel multiplu campion național, cel mai bun după asta Europei. Din păcate, de 2 ani nu mai reproduc această rasă, fiindcă și pandemia a avut un efect, să spun, negativ pentru. Participarea la expoziții și concursuri unde sunt evaluate și premiate cele mai pure rase este satisfacția maximă a oricărui crescător și trebuie ținut seama de faptul că toate costurile sunt exclusiv în seama pasionaților. Scopul acestei expoziții, în primul rând, este pentru publicul larg să cunoască pasiunea noastră și hobby-ul nostru. Dar și între noi este o concurență, pentru că fiecare crescător vine cu păsările cele mai bune. Aseară am avut arbitri din București, 4 arbitri care au jurizat toate păsările, de fapt 6 cu cei de la iepuri, au jurizat și păsările și iepuri, și au ieșit la un număr de 600 și ceva de animale, au ieșit în jur de 50 de campioni. Schimbul de experiență, dar și de material genetic între crescătorii pasionați în vederea perpetuării rasei, este un alt obiectiv urmărit de crescătorii pasionați. Pentru perpetuarea rasei, întotdeauna trebuie să fie un material genetic, să spunem, diferit, vorbind de altă linie de sânge. Noi, ca și crescători, colaborăm cu foarte mulți crescători din afara țării, chiar și din țară, dar și din afara țării. Și pandemia, constrânși ca și mobilitate, s-a văzut și în partea de reproducție a păsărilor. Eu am ales să stopeze reproducția Plaiul Roc Bărat, fiind conștient că ce aveam la momentul respectiv, ori era puternic consanguinizat. Consanguinizarea înseamnă rude apropiate chiar frați și asta poate să dea defecte de rasă și străbirea organismului în fața bolilor. Dincolo de aceste cerințe, înmulțirea păsărilor de rasă are și ea regulile ei. Chiar dacă găinile de rasă intră în călduri la fel ca și cele comune, clocindu-și singure ouăle, crescătorii aleg de multe ori incubatoarele, pentru că le permit să scoată puii atunci când doresc, ba chiar în număr mult mai mare.